Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit emisiunea Realități Rurale aici la AgroTV. Așa cum vă promiteam aseară, avem un invitat tocmai de la Cluj. Știți cum era, vine gheză și pe sine, pe Clujul vine la București. Noi suntem o televiziune, după cum bine știți, care am început la Cluj. Ne-am relocat în București ca studiuri. Păi Dar că Clujul nu ne ocolește. Și tocmai de la Cluj vine o primăriță, să spunem așa, pentru că îmi place să spun primăriță. Pentru că primar, așa, e neutru, dar primăriță e ceva deosebit. O primăriță dintr-o comună foarte apropiată de Cluj, din nordul orașului Cluj-Napoca, din Comuna Chinteni, doamna Lucia Suciu. să rămâne. Bună seara! Bună seara tuturor celor care sunt alături de noi în această seară și aș spune bună seara tuturor locuitorilor Comunei Chinteni care știu sunt sigur că uită. în această seară ne urmăresc. <laughs> Doamna primăriță, să nu mă condamnați că vă spun așa ceva. Îmi place foarte mult pentru că, vedeți, în zona asta de administrație publică locală, în ultima vreme, doamnele au început să-și facă apariția și o fac bine în momentul când ajung acolo. Eu sunt unul din aceia care admiră o doamnă care este într-o poziție executivă sau de decizie și care face lucrurile foarte bine. De aceea sunt uh, foarte mândru de aceste lucruri când aud că o femeie într-o zonă cu decizie. -a zis, să ia, doamne, femeile... Să aibă putere de decizie. Sunteți unul dintre primarii longevivi. Sunteți la al cincilea mandat. Sunteți într-o comună care uh, nu este foarte mare. M-am uitat pe datele și de populație și de suprafață și așa mai departe. Aveați 4.000 până în anii 1900, 4.000 de locuitori. Ați ajuns acum la vreo 2.700-2.800. E clar că o populație care a scăzut. Dar aveți o comună în care, din toate punctele de vedere și colegii mei de la redacția din Cluj îmi spun acest lucru, te simți bine și uh, o, o, parcurgi cu mare plăcere pentru că să văd lucrurile. A fost greu? E greu? Este greu, evident, pentru că sunt foarte multe obiective pe care noi ni le-am propus și trebuie să le, le finalizăm și din acest punct de vedere sigur, volumul de muncă este foarte mare. Aș reveni însă dacă discutăm despre Comuna Chinteni și mi-aș permite uh, să fac câteva precizări. Chiar vă rugăm! Comuna Chinteni în... Uh, Anul 2000, 2001-2002, când am preluat destinele acestei comune, populația avea un număr de aproximativ 2000 de persoane. În anul 2010, când am avut ultimul recensământ, am ajuns la o populație 3196, iar astăzi, oficial, la nivelul Comunei Quinteni, găsim peste 6000 de locuitori. De Avem un recensământ pe care l-am realizat împreună cu echipa de colegi din cadrul primăriei Chinteni, însă Până doar să facem un la nivel doar pentru noi da. Da? Și așteptăm recensământul din anul 2020 pentru a clarifica numărul locuitorilor Comunei Chintei. Mă interesează mă direct, pentru că în funcție de numărul de locuitori puteți să aveți alte deschideri către... În anul 2000, Comuna Chinteni era situată conform prevederilor legale ca fiind o comună de gradul 3. În anul 2000, 2011 am reușit să ajungem uh, prin uh, Stipulat clar în monitor oficial, comună de gradul 2 și tindem spre comună de gradul 1. Nu tindem înspă spre a ajunge uh, oraș. Am nu mâncără. ne dorim să devenim oraș. Corect. Sunteți într-o zonă în care sunteți destul de aproape de municipiul Cluj-Napoca? Sunteți într-o zonă care leagă Clujul de Zalăul? Este o zonă foarte frumoasă, o cunosc. Am, am vrut de în Cluj. Deci am stat în Cluj și știu foarte bine și cunosc și toate împrejurimile așa ca să vă pun în temă că sunt la curent cu ceea ce înseamnă în timp ce urmărim imagini... Da, cu vedem cât de frumoasă este comuna. Sigur Chimperii. că da și cât de bine organizată. Adică seamănă cu organizarea și din punct de vedere a această, știu, vedeți, repetarea caselor și asta. Nu s-a construit chaotic. Cred că pot să zic asta și fără să vă întreb dacă într-adevăr cu autorizația de construcție pe care dumneavoastră Spuneți că se acordă în 24 de ore. Chiar e posibil să se acorde în 24 de ore? Există o dispoziție în acest sens către serviciul de urbanism din cadrul primăriei. Desigur, se puteau acorda aceste autorizații în termen de 24 de ore anii Dacă trecuți. Bineînțeles, dacă nu, colegul nostru de la, din cadrul compartimentului urbanism avea obligația de a duce la cunoștința celor care depun documente din ce motiv este refuzată, care este motivul pentru care este refuzată documentația. Dacă documentația corespunde conform prevederilor legale, se emite autorizația de construcție. Vreau să precizez faptul că în ultima perioadă tranzacțiile imobiliare la nivelul localității Chinteni sunt într-un număr foarte mare. Explodar, nu? Numărul de autorizații pe care le eliberăm, la fel, este pentru, un singur, pentru o singură persoană. Este greu să mai emiți în 24 de ore, însă nu vreau să vă imaginați că acele documente uh, rămân la noi mai mult de 6-7 zile. Asta în cazul în care există foarte multe documentații. Uh, fiecare cetățean care Solicită documentații de la compartimentul urbanism, depune documentele la secretariat, acele documente ajung în mapa mea și eu le repartizez. Pot să țin o evidență extrem de clară a acestor documente. Deci chiar, dacă, în mână, cum se spune. chiar dacă nu mă duc zilnic la colegul meu să-l întreb dacă a emis <laughs> sau nu a emis uh, documente solicitate. Legat de comună, spuneați că nu este o comună extrem de mare. Vreau să vă spun că se suntem, mărește. nu. Comuna Kinteni este a doua comună ca suprafață, ca suprafață. la nivelul județului Cluj. Uh, vom ajunge comună de gradul 1 în scurt timp. Ce atrage pe oameni? Că spuneți că vin foarte mulți oameni. Cer era de construcție? Se mută până la urmă, că asta înseamnă într-o traducere liberă, se mută în Comuna Chinteni. Devin locuitori chinteneni, cum se spune? Chinteoani. Vin acolo. Ce îndeamnă? Știți cum era? Ce îndeamnă pe ei în luptă erau? Pe de-o parte, am încercat să implementăm tot ceea ce ține de infrastructura unei comunități. Am reușit să introducem gazul metan, am reușit să construim o rețea de peste 66 de kilometri de apă potabilă, apă potabilă care vine din municipiul Cluj-Napoca. Suntem la faza finală a lucrărilor privind canalizarea apelor uzate, menajere. Avem uh, 23 de km de rețea de canalizare cu stație de purare la nivelul localității Quinteni, uh, telefonie mobilă, drumuri, într-o primă etapă, betonate. Desigur, acum în urma realizării rețelei de canalizare Sigur, necesită să reparații. Să Vreau să refaceți. precizez că am avut în această rețea de canalizare uh, conductele prevăzute la o adâncime de 6 metri pentru că ne obliga a configurația terenului și atunci automat au suferit aceste tronsoane de drum. Însă, deja pentru o parte din ele am semnat în urmă cu două luni de zile contractul privind refacerea lor la, cu strat de asfalt deci un sfert din Comuna Chinteni. Tot rău spre bine până la urmă, nu? Absolut. Și, desigur, în continuare vom, vom, munci doar pentru, pentru partea de reabilitare de tronsoane o... de drum. Sigur, aveți și o veste bună pentru locuitori pe care, iată, nu degeaba ați venit la București, să înțeleg, și nu plecați cu mâna goală înapoi în uh, Comuna dumneavoastră. Ce le moș Nicolae din acest an a fost unul dintre cei mai darnici moși. Astăzi am semnat contracte la Ministerul Dezvoltării contracte care vizează realizarea rețelei de canalizare a apelor uzate menajere cu stație de purare în localitatea Sân Martin Mășcaș, sistem centralizat de canalizare în localitatea de Uș Vechea și construirea unui centru medical conform cerințelor la nivelul localității Chinteni. Aceste trei proiecte depășesc suma de 17 milioane lei. Deci, nu deci consider cu boară, clar. că moș Nicolae a fost un moș darnic cu mine și cu locuitorii Comunei Chimteni și că vom reuși și în celelalte localități să finalizăm partea de infrastructură. De fapt, în aceste localități pe care le-am amintit, ne lipsea doar rețeaua de canalizare. Cât mai aveți de făcut după ce veți termina și aceste perioade care a spus? Niciodată, mai niciodată nu vom termina <laughs> pentru sigur, că reușim tot să realizăm partea de infrastructură pe străzile existente și constatăm de la un an la altul că avem câte 10-15 km plus față de anii care au trecut. Deci discutam cu echipa de ingineri cu care... Implementăm aceste proiecte și îmi spuneau că la nivelul localității Chinteni, nu numai, pentru că încep să se dezvolte celelalte celălalt, localități, da, da. nu vom reuși să finalizăm partea de infrastructură în următorii Aparează. 20 de ani. Dacă aruncăm o privire la creșterea numărului populației. 6.000 spuneți, da, eu știam mult mai puțin de asta, să spun, spun. 6.000 deja mă, mă uimește, adică eu creștere... Am, se am dublează spus mai de Din noi ce avem această statistică. statistică realizată de către noi în cadrul instituției. În monitorul oficial avem 3.175. Da, da, nu, e clar că oamenii vin la dumneavoastră. Ne-am propus pentru perioada următoare și vor fi proiectele pe care le voi depune în luna ianuarie. Continuarea... Nu, stați, nu, vă, nu, nu deja, veci. ele sunt pregătite. Aștept doar să se deschidă liniile de finanțare. finanțare. Vom trece la solicitări pentru asfaltarea 25 de kilometri la nivelul localității Quinteni. Avem și pentru celelalte localități deja pregătite proiectele. Ne așteaptă un proiect pentru o școală nouă la Quinteni și, în acest sens, Consiliul Local a aprobat achiziționarea unui teren limitrof actualei școli. Deci am dat deschidere în tot centrul de comună. Deci acolo o să fie toată, cum se spune, zona. Importantă. Zona importantă, pentru că așa este, dacă aruncăm o privire, da, așa, da, da, uitam, exact. așa am găsit această comunitate și atunci trebuie să în mă adaptez la, cei... la ceea ce, ce am. Pe de altă parte, suntem în momentul de față cu o documentație în lucru, uh, privind expropriarea unor terenuri din centru comunei pentru construirea unui sediu administrativ. Este absolut obligatoriu. Avem un sediu administrativ prevăzut pentru acum 100 de ani și pur și simplu nu mai putem. Primăria veche care am încercat să o amenajăm, pur și simplu în acest moment nu ne mai putem desfășura activitatea. E Desigur că. Avem tot pentru luna ianuarie pregătite pentru accesare fonduri toate proiectele care vizează tronsoanele de drum care fac legătura între localități. De Ușu, Săriștea Veche, Chinteni, localitatea Pădureni, Feiurdeni, uh, alte tronsoane de drum care ne, ne duc spre centura de la Pahida, localitatea Feiurdeni fiind... Uh, da. Limită cu Apahida, și atunci trebuie să găsim o soluție pentru cei de la Feiurdeni să aibă acces spre șoseaua de centură. De altfel, am și găsit-o, doar aștept. Ai drum, aceste să fie linii. drum nou-nou. Da. Există drum uh, Pe care îl utilizează okay. mai de puțin da. în momentul de față, că nu este practicabil 100%, doar pe perioada de vară. Încercăm să dăm posibilitatea populației uh, pentru a se deplasa spre centura. Așa, mi-ați mi povestit de foarte multe proiecte. Spuneți-mi, sunteți, cum să spun, foarte dedicată și foarte uh, răzbătătoare. Că eu, acum, ca și uh, trebuie să vă întreb, v-a ajutat într-un fel faptul că sunteți femeie și că v-a dus pentru o lume care recunoaște mai mult a bărbaților, ceea ce privește zona asta de acordare? Sau uh, i uh... Astăzi uh, n-aș putea spune că funcția de primar. Uh... Este oarecum într-o lume a bărbaților. Puteam spune, a fost asta, puteam spune asta în urmă cu 17 ani, când eram două sau trei persoane de sex feminin la nivelul județului Cluj care dețineam această funcție. Vorbesc de anul 2000. Bucuria mea a fost enormă în acest an când am văzut foarte multe doamne care au avut curajul să candideze, marea majoritate au și câștigat și sunt colegele mele, indiferent de culoarea lor politică. Avem uh, foarte multe doamne viceprimar în marile municipii din uh, județul Cluj. Cluj sunt exemplașe, da. Uh, iar legat de proiectele pe care noi uh, le avem deja pregătite pentru liniile de finanțare care vor urma, cred că uh, se datorează faptului că sunt un primar care am o viziune clară în ceea ce privește dezvoltarea comunei Chinteni. Nu m-a abordat și nu m-a rugat nimeni să scriu aceste proiecte, să le gândesc, însă eu consider și din experiența pe care o am pot să spun că un proiect foarte bun nu îl poți realiza peste noapte sau în două săptămâni. Corect. Sunt proiecte la care muncim de doi ani de zile, sunt studii de fezabilitate și durează. mereu, mereu pot să completez. Știți că legea ne dă această posibilitate de la studiu de fezabilitate la proiectul, proiectul tehnic. Sine, da. Pot apărea modificări, studiem foarte mult, analizăm și venim cu proiecte care obțin finanțare pentru că sunt eligibile. Da, aici e foarte important pentru că tot ceea ce înseamnă în acest proces până la proiectul tehnic când se scrie, acolo pot să repar dacă cumva e o problemă. Pe urmă, Volumul de muncă, terminat. pentru că, în momentul în care depui aceste proiecte pentru accesare fonduri, de, în marea majoritatea cazurilor, îți sunt solicitate autorizațiile de construcție. Construc. Aici e marea Depinde la ce fază declar proiectul. Poți să-l declar la faza de SF sau poți să-l declar la faza de proiect tehnic. Uh, ca să obții această autorizație de construcție, sunt o mulțime de instituții la nivelul județului la care trebuie să soliciti aviz. La... Da? Ori toate acestea le poți face în timp dacă dorești să ai Eu un bă, proiect. Pentru că ei pot să zică 30 de zile cât este sau 45 de zile. 30 de zile, gândiți-vă că intrăm în proceduri de mediu care durează oh, mai oh. mult de 30 de zile. Correct. Și atunci ne pregătim toate aceste proiecte din timp, așteptăm doar liniile de finanțare. Și ca să vin cu un exemplu concret, pot să vă spun că în acest an, la Ministerul Dezvoltării am depus 18 proiecte. Oh. Au deci fost finanțate șapte dintre ele, sunt semnate contractele, parte din ele sunt deja Spre licitațiile, licitațiile publice public, sunt postate da. deja, sunt în verificări. Vom încheia contractele și, imediat ce condițiile meteo vor fi favorabile, vom trece la executarea lucrărilor v a făcut, văd că v-ați făcut niște planuri pe termen mediu și pe termen lung. Aveți într-adevăr o viziune, pentru că spuneți, deja aveți 18 proiecte care sunt depuse, dintre care spuneați 7 dintre ele deja aprobate, mai sunt 11 care probabil că nu la toate să obțineți până la urmă finanțarea. Cu siguranță până... voi obține. Da? Poate nu anul viitor. <laughs> dar în celelalte Poate această siguranță, siguranță pe care înțe. o afișați. Pentru că asta, de fapt, trebuie să fie că credința că ceea ce ați făcut acolo, lucru este un foarte bine făcut și că nu aveți cum să ratați țintele. Pot să ori. vă dau un exemplu. Am gândit un drum de legătură datorită faptului că localitatea de Deuș-Sâmărtin este străbătută de un drum județean absolut impracticabil. De-a lungul anilor au fost nenumărate promisiuni că acel tronson de drum se va reabilita. Am văzut că există un dezinteres total la Consiliul nu... Județean vis-a-vis de reabilitarea acestor tronsoane de drum. Și pur și simplu mi-a fost milă de locuitorii de acolo să-i văd cum se chinuie zi de zi să ajungă spre locul de muncă din municipiul Cluj-Napoca. Am gândit un drum de legătură între localitatea Chinteni, care pleacă din centrul Comunei Chinteni, vedem o parte din el da, deja. Da, da, da. Asta e chiar centrul, nu? Da, da, care merge spre localitatea Mășcaș. În prima etapă nu am reușit să obțin finanțare. În următorul an am reușit să obțin finanțare, dar din vari motive pe care nu, mai, nu doresc să le dezbat în ne acest bani. moment aici, existau bani, a fost modificată valoarea proiectului, pentru că licitația aia se făcea la București, am renunțat eu, printr-o declarație scrisă, am renunțat nu mă la mă finanțare. Finanțarea, da? Nu, decât să ajung, după câțiva ani, să dau cu subsemnatul, da. Cu subsemnatul, am preferat să renunț. Și totuși am insistat și am finalizat lucrarea anul lucru. trecut. De aceea vin și vă spun că nu cred că vor exista proiecte care nu vor obține finanțare. Da, mă bucur să aud aceste lucruri. Bun. Mergem mai departe. Proiectele astea sunt foarte multe și pe diferite zone. În momentul de față, din ce știu eu și ce am citit și pe site-ul primăriei, și pe în alte uh, zone care descriu ceea ce se întâmplă în comun, aveți proiecte. Canalizare, apă, stație de purare. Aveți sală de sport? În? Urmează. Un proiect. S-a predat amplasamentul. Săptămâna trecută lucrările vor demara în. Imediat ce timpul ne va permite. Există. Condițiile meteo, Da, există și finanțarea. A fost încheiat contractul cu constructorul. Urmează doar lucrările. Perfect. Locuri de ca pentru copii, parcuri. Nu aveți. Nu. nu, pentru că este foarte multă zonă verde. verde. Este în. Avem această intenție, însă consider că în prima etapă trebuie să. Finalizăm altele. partea de infrastructură și pe urmă să trecem la locurile de joacă și celelalte. Zona culturală, cămine culturale... Casele de cultură, casele de cultură în marea cultură... majoritate a localităților sunt finalizate. Și au și activități în ele, sunt că nu le faceți doar să fie frumoase și goale. Sunt atent, și activități și diverse. Pot să vă spun că duminică am participat la o activitate organizată de parohia ortodoxă din localitatea Mășcaș și chiar am fost bucuroasă de când am văzut nu? foarte mulți... Locuitori, sau foarte mulți invitați ai părintelui care au venit și au apreciat Casa de Cultură din localitatea Mășcaș. Cum de altfel o să vă invit și pe dumneavoastră? Cum arătați la Cluj puteți să. Sigur că da. Dacă n-am putut noi să venim la un moment dat, noi am fost acolo la Cluj, dar nu erați dumneavoastră în Cluj, acum ați venit dumneavoastră la București, urmează să întoarcem vizita. E normal. Bun. Școli, educație. Aici sunt multe dezbateri și discuții pentru că mulți au spus sau în multe comune de exemplu s-a redus numărul de școli, A trebuit să închidă anumite număr anumite școli și să concentreze activitatea în mai puține școli. Da, avem și noi această situație pentru localitățile Smărtin Mașcaș, numărul copiilor s-a redus. știți ce se întâmplă noi suntem foarte aproape de municipiul Cluj-Napoca. Avem o linie de transport în comun 20 de minute cam așa, nu 15-20 de, de minute cu în orele de vârf. Foarte mulți părinți își duc copiii spre municipiul Cluj-Napoca Învățământul liceal super și superior. Nu numai. Și nu numai, Sunt și... Ciclul gimnazial? Uh, da. Sunt părinți Grădinița? care optează. Da, pentru că nu avem o grădiniță cu program prelungit. De aceea da. reamintesc că am achiziționat acel teren limitrof școlii da. Pentru, da. O pentru o construcție care să vină să satisfacă nevoile celor care au venit din municipiul Cluj-Napoca. Dacă în urmă, cu câțiva ani de zile, erau cetățenii din mediul rural pe care eu i-am cunoscut în anul 2000, <laughs> 2000 când zunit, între 94 și 2000. Astăzi avem foarte mulți cetățeni din municipiul Cluj-Napoca stabiliți la noi și evident pretențiile sunt mult mai mari. Sigur că da. Au în acest spațiu local a adoptat toate hotărârile necesare, a suportat cheltuiala pentru achiziționarea acestui teren și proiectul include tot ceea ce este necesar pentru desfășurarea activităților cu program Corect. prelungit, inclusiv partea de after school și toate aspectele. Da, adică omul nu mai ia copilul cu el spre oraș și lasă în oraș, lasă acolo și pleacă la treaba lui să-și facă unde Sperăm lucrează. Sperăm anul viitor să reușim să implementăm acest proiect. Din punct de vedere al corpului profesoral, pentru că aici am tot avut discuții cu toți care veneau primării și, de fapt, comune mai aproape sau mai departe de aglomerări urbane. Unde sunt mai aproape, reușesc să aducă și niște profesori sau vin profesorii care sunt și mai, cum să spun, din punct de vedere al calității actului de, să spunem, de educație pe care îl fac, sunt mai buni. Trebuie să luăm așa. Bine, pe dească, dacă îi întreb, toți sunt foarte buni, dar nu e chiar așa. Și eu am fost profesor și știu. Reușiți să aveți, din punctul de vedere, cel puțin la nivelul școlilor pe care le aveți acum, să aveți dascăl foarte bun? Pentru că e important. Avem dascăl foarte bun, însă ceea ce mă, mă nemulțumește pe mine în acest pentru moment... Că se, se, depinde de dumneavoastră într-o mare măsură. Uh, sunt prevederile din lege care permit unor dascăl pe posturile scoase la concurs să se titularizeze și, și să în să secunda doi... Se transferă, deci am avut caz în acest an, astăzi de-a obținut postul prin titularizare, mâine a plecat prin transfer la Cluj. Uh, nu ascund faptul că am avut uh, o discuție cu domnul ministru al educației, am fost prezentă la minister și am solicitat audiență și domnia sa mi-a propus că va interveni cu o prevedere legislativă, pentru că nu este firesc și nu este normal să se întâmple așa. Dacă te-ai titularizat la o școală, cel puțin o perioadă de 5 ani să te rămâi stai acolo. Da, da, pentru că altfel, une... mă pun în locul părinților, întotdeauna am privit din prin prisma lor, da? Uh, în fiecare an avem un alt profesor de română, un alt profesor de matematică. Bun, în clasele mici poate că nu simțim atât de mult schimbarea dascălului anual, dar trebuie să mergem spre clasa 8 a când ne așteaptă examene da, 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 serioase da, da. și când trebuie să ne pregătim să intrăm într o competiție cu cei din municipiul Cluj-Napoca, da? Pentru că acesta este adevărul. Și atunci, de nu pot să fiu de acord. Adunca. Nu pot să fiu de acord cu un asemenea sistem. O să insist în perioada următoare vis-a-vis -vis de aceste prevederi. E clar că nu sunteți. Adică singurul exemplu. Guvernanții noștri trebuie să ia act de ceea ce se întâmplă în mediul rural, trebuie să vină cu prevederi care să încurajeze învățământul în mediul rural. Norocul nostru, sau poate ghinionul uneori. <laughs> este că suntem situați limitrof municipiului cluj napoca dar mă gândesc la colegii care au comune mai îndepărtate de, de oraș și care realmente trebuie să vină și în întâmpinarea dascărului. Nu pot să faci acest lucru decât prin prevederi legale. Corect. Scurtă pauză publicitară. Revenim apoi, mai avem multe de discutat, am aici o listă întreagă cu subiecte și o să vedeți. Revenim în câteva minute aici la Realitatea Rolare.